Sabo István și Atanas Kolev. Iată, iau acum startul. Atanas cred că va face pressing aici, pentru că l-am văzut mereu mergând agresiv. Să vedem dacă vine la inițiere aici. Exact. Și vine și... A, din nou o mică greșeală. Nu știu ce se întâmplă acolo cu acea inițiere. Ai văzut? Exact, exact. Dar iată, Atanas încearcă să vină la aripa spate a lui Sabo István. Din nou o corecție a lui Atanas Kolev. Mers drept acolo Atanas Kolev pentru că nu a mai putut reiniția. Era deja foarte aproape. Din nou cu virare și clar 0 puncte pentru Atanas Kolev în această tură. Foarte multe greșeli ca urmăritor, foarte multe. Clar și pentru noi 0 puncte, adică nu e niciun dubiu acolo. Dacă de la noi primește 0 puncte de la arbitrii, nu cred că primește vreun bonus. Corect. Vedem acum reluarea și uite, din nou îndreptătorul nostru pe șosea acolo. Îndreptătorul, zici că e ceva acolo care le îndreaptă roțile. I-a subvirat foarte mult mașina, după cum observi. N-a reușit să păstreze direcția. Uite, din nou roțile drepte și mașina mergând în lateral. Anvelopele probabil pe față, ori neîncălzite, ori tocite. Este foarte important să le spunem celor de acasă că toți piloții folosesc anvelope noi, nouțe, iar pe puntea față majoritatea merg cu semi-slick pentru a ține gripul, a ține aderența punții față, pentru că aceea este puntea care îți dă direcția în drift. Și bineînțeles, din partea spectatorilor care văd atâta fum la fiecare urcare a băieților, întrebările care vin către noi sunt: da, câte perechi de cauciucuri se termină într-o etapă? Aici, 3, 4 urcări 4, pe un set. 4 urcări pe un set. La câte urcări au, probabil că 3-4 seturi pe weekend. Mulțim cu 30 de piloți și ne dăm seama ce treabă greau cei de la vulcanizare. Vai de mine, câte treabă au, da, exact. Iată ordinea inversată în start acum. Atanas Kolev în poziție de lider. Arbitrii sunt gata. Hai să vedem dacă va mai subvira la fel și în poziția de lider. Ar face bine să aibă o trasă mult mai curată și un parcurs mult mai bun, pentru că am o senzație că prima puncte spre 0 chiar, pentru că avem 3 aici scapă o roată afară, din nou de buce de puncte, chiar și poziție de lider. Sabo István foarte în spate. Da, diferențialul nu-l ajută foarte mult. Merge în limitare, văzut, cu o treaptă inferioară, pentru că iarăși aici este perechea diferențial cutie. Exact. S-a supărat un pic așa cu ghilimelele de rigoare și a dat seama că în rolul de urmăritor n-a făcut mare lucru și la tura asta a încercat să îi dea blană, cum se spune, și să se îndepărteze de urmăritor. Atanas Kolev este câștigătorul acestui dublu run, acestui battle.